Muntele și prietenii săi, podcast, nu futilități! Seara de decembrie, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7 și ne vedem video și pe 13TV pe YouTube. Pentru o karma personală mai bună, apăsați butonul subscribe, domn profesor Florin Dumitrescu și Mihai Ordache, acest personaj cu saxofon al Bucureștiului, băieți din Titan, sunt, am, sunt acum în studio. Bună seara, domnilor! Bună seara! Mă foarte bucur să vă văd și îmi place de voi că în timp ce ne cade lumea în cap, da, voi aveți, aveți aceste puseuri artistice. Văd că v-ați băgat în tot soiul de proiecte în ultima vreme. Sunt mai vechi, dar acum au început să iasă la. A, lumină. Fost, mo a fost momentul sau e ca o erupție vulcanică? Acum că tot erup vulcanii pe toată planeta. Poate că ne mă gândesc că și în ta. Titan. A, da. Da, vulcanii noștri din Titan. Da. Nu, nu, pentru mine, dacă, dacă mă gândesc la, 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 albumul meu cu Zeuții, l-am început în 2019, deci n-a, n-a fost niciun fel de, nu a avut niciun fel de legătură cu, cu, lumea care ne cade în cap și așa, e pur și simplu o chestie pe care am început-o mai de mult și at atât a durat să o fac. Vreau să lămuresc o, o, o treabă. Acest album Zeuții poartă semnătura Iordache. Iordache și Florin Dumitrescu. E este inspirat cu de versurile de lui Florin. Da, eu am făcut acele versuri și mai de demult. Deci sunt între 2015-2016 scrise majoritatea și mai este un textuleț scris mai de curând, tot în perioada pandemiei. Dar noutatea pentru, pentru mine a fost că de, de data asta n-au fost melodii pe care să le scriu și să îi le dau lui Florin să facă texte, ci am lucrat pe niște versuri făcute pentru a fi citite. Mm -hmm. Spoken niște, words. Niște, niște versuri care erau uh, gândite ca să fie citite acolo pe o pagină și din cauza asta uh, forma lor e alta decât forma decât formele muzicale cu care s-a obișnuit. Mm. Și atunci uh, asta m-a împins uh, să... Uh, caut alte, alte soluții și alte, alte forme pentru, pentru majoritatea pieselor de pe disc. Deci nu e un album cu, cu texte de Florin, ci e un album după versuri de lui Florin. Da, e o, e o importantă. Da? Da, pentru că de obicei e invers. El face -ă, muzica și eu după aceea fac textele, cum e de exemplu pe... Albumul ăsta s-arate vrea prost, dar o să vorbim probabil despre el mai târziu. Vorbim negreșit. Și uh, ca ziceai de spoken word, avem un uh, o piesă este spoken word. O o piesă unde uh -huh. unde e el, știi Unde eu? recit eu și uh, Mihai îmi face un, A, un și mai o bucățică dacă poate să ascultăm mai târziu, cum vrei tu, dar mai o bucățică la începutul primei piese. Unde cam recit eu. Da, da, da. Să zicem, este un fel de lead, uh, uh, hai să-i spunem, scandat un pic, așa. Uh, dar pe urmă trece în muzică. Și tu dai cu vocea. Uh, da, a fost, o, a fost o decizie dificilă uh, pentru că la început uh, nu voiam să fiu eu. Dar uh, omul la care m-am gândit și care e unul din... Uh, eroii mei și ai tăi, de fapt, nu zic cine. Ce <laughs> uh, cartierului Titan? Uh, nu. Uh, la început a vrut și pe urmă s-a răzgândit și atunci am zis, uh, pentru că piesele se acumulau și voiam să fac chestia asta și deja mă implicasem foarte mult, am zis, știi ce, hai să. hai să, hai să fac eu. Hai să, hai să fiu eu uh, solistul. <laughs> ce? Și bun, nu mi-a fost ușor pentru că experiența mea, apropo de sarmalele reci, experiența mea de vocalist era să zbier niște chestii foarte violente, așa în background, în spatele lui Zoli, și aici a trebuit să-mi pun probleme din alea de vocaliști. Dicție! Dicție! frazare, Dicție! Susține! Știi? Da. Cu metrica să ok. Da, da. da. Nu, eu acum spun nu ca să laud, nu că mi-e prieten, dar eu acum nu -am mai închipui altfel muzica de pe Zeuții decât cu el. Adică este, e de acolo. El este cel mai potrivit pentru asta. Câteodată mă gândeam la Florin Bogardo, că este genul de compozitor care treptat, treptat a început să cânte și și-a luat curaj și liceenii, acum nu ne nu ni l putem cânte cu liceenii, nu ne putem închipui decât cu el și cu Stela Enache. Cu liceenii, cum ziceam când era <laughs> filmat la MF3, altfel. La, la MF3, la, la noi. Fii atent, la de noi în clasă. La noi Ne-au ne scos din clasă un an de zile, sau cinci luni, sau nu, ca, să, ca să filmeze filmul ăla care pe vremea ni se pără o prostie, și acum, sincer, mi se pară la fel. Uh, și pentru că Clasa noastră era drăguță și ne-au dus într-o clasă urâtă. În pauze ne duceam în clasa de deasupra și făceam scandal ca să le stricăm lor filmare. <laughs> dar cred că noi am prins declarație de dragoste, care a fost prim, primul film din serie. Nu știu dacă. Da. Am Și luat. tot în MF3 a fost filmat? Da, da, toată, da, da, toată seria asta, după romanele lui Nicolae Corjos, au, au, a fost filmată la noi în liceu. Nu știam, știam doar de liceenii. În fine. Liceenii, liceenii, rock and roll, după aia au fost, a fost o serie, dar primul a fost Bulețing, a declarație de, de, de dragoste. Declarație de dragoste, da? Uh -huh. Buletin de București, cred că era altceva. Era altceva, mai vechea. <laughs> Ce, da? eu Totuși, ai memorie bună dacă ți minte titlurile. <laughs> mă, eu, în continuare, sunt marele fan al operațiunii Monstru. Mm -hmm. Da, am zis bine. Da, da. Deci, aia, aia mi se pare maximul de comedie românescă. Cred că da, cel cred că e mm -hmm. În fine, revenind. Uh, păi, Mihai, mă gândesc că încă ești tânăr, având avându vedere că faci lucru pentru prima oară. Te-ai apucat să dai și cu vocea, nu este puțin lucru, mă gândesc. No, adică, no, nu trebuie să fie o provocare. Mai are un antecedent. Da, am mai cântat pe, pe discul meu Suita Titan, am cântat, uh, am cântat o piesă. Pe, atunci uh, tot atunci tot a, a fost. De mine. Atunci a fost mai simplu pentru că uh, discul s-a înregistrat în concert și uh, și era deci era one shot, așa, dacă nu înregistram bine, nu se înregistra. Uh, dacă se întâmpla ceva, știi că e semi-greu să mai schimbi lucruri la o înregistrare din concert și, uh, și atunci am, uh, am înregistrat cu un vocalist foarte bun, Vlad Simon, dar uh, microfonul lui Vlad a făcut figur, s-a întrerupt. Și deci și atunci nu mi-am dorit foarte mult să cânt cu vocea, dar a fost. Uh, dar voiam să scot albumul și nu, nu, nu mai dădeam de Vlad. Și a trebuit să improvizez live. Nu, nu a trebuit să a, improvizez live. Am scos uh, canalul respectiv din înregistrare. Na, okay, ca tras am, 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 da, ok, că să Am tras live, nu aveam ce să. Eu cântam cu saxofonul acolo. Pe sub Vlad, cumva, știi, deci nu aveam cum și am scos. Cu multe chinuri, și cu multe uh, ore petrecute în fața calculatorului, am am dat afară vocea lui Vlad, și după aia am înregistrat-o pe a mea. Nu, cântarea a ieșit bun... bine. a fost aia din control? A fost cântarea din... nu, aia a fost, uh, nu, a fost. Nu, a fost de la, de la Cube. Cube. da, da, da. A, Acolo am fost și eu. Acolo s-a înregistrat da, albumul. Da, da, a ieșit foarte bine cântarea, și pe pe, pe live a ieșit bine. Numai da, că înregistrarea n-a ieșit pe voce, și asta a fost. Da, fiecare aveam câte două microfoane, pentru că un microfon mergea la pub, la Sistemul pe a, a, pentru okay. oameni, și unul mergea la înregistrare. Și ăsta care era de, de, de microfonul de voce al lui Vlad, a fost așa. Și pe urmă a, a fost așa, așa și pe urmă a fost așa. <laughs> știi, știi ce zic? Adică, <laughs> Poate da, dai asta, în titan se numește. Nu vei ce să faci cu asta, știi? Și ești și pe YouTube, dacă o fi... a, a, ajungem și acolo. A, o chestie vreau să vă spun domnilor Dumitrescu și Iordache, voi vă, vă dați seama că noi trei facem parte dintr-un cartier singurul cartier din România care are nu un film, ci două despre el, uh -huh. plus un album. Da, ne simțim foarte bine aici pe în mai compania ta. Lucru mă gândesc. Ne, știm că am venit aici la uh, gurul Titanului, sau uh, al Bălții Albe, ca să zic uh, pe voi. Ne simțim ca... Un povestitor. Băi, nu râdeți că Minel mi-a zis o chestie foarte interesantă într-o zi. Zice, băi, eu când intru un cartier, cunosc oamenii după fețe cumva. Îi știi pe aia din hai să zicem Titan, Balt Albă? Că el zicea că au o particularitate a feței. Nu-mi dau seama cum. Minel dar... Stoica, ca să Stoica, spune, da. da, Dar spunea treaba asta. Și uh, cumva tind să-i dau dreptate, dar este foarte complicat de explicat. A, nu Eu știu, nu cred. da, nu cred. da. Cred. E, Asta e sensibilitatea lui Minel, da. Probabil. Nu știu. Băi, Aveam poveștile astea extraordinare din uh, anii 60, 70, 80. O scurtă poveste a cartierului este că eu știu că în anii 60, când s-au construit practic în 68 a, dat, a fost dat în folosință, uh -huh. a fost, blocurile au fost ocupate de cadri militare și de profesori. Uh -huh. Nu sunt departe de adevăr, nu? Eu nu știu. La, la, mine în bloc s-ar putea să fi fost câțiva militari de profesor, nu știu. Am înțeles. Mai știu că fiecare scară de bloc sau fiecare bloc avea și securistul blocului. Sau cel puțin la mine Com în Sălăjean, așa era. Cine era? La, la, mine. A, la noi era public cumva, dar Aha. probabil aveam exerciții de mai bună vecinătate, că ne înțelegeam, cu, ne înțelegeam între noi, nu era problemă. și noi, dar nu, nu știam. Poate că era unul pe bloc și nu pe scară, gândește-te că la, al meu era B1 Asta de lângă pod care e un bloc cu 11 scări mm -hmm. ah, Era puțin greu să-i știi pe Era taci. un cartier da. într-un bloc Ei de... mai știam, Eu stăteam la scara 9 mai știam pe ăștia la scara 8 Pe ăștia la scara 10 și 11 Pentru că ne jucam În zonă Dar toată, toată lungimea aia de bloc Care se întinde spre Poșta Titan Habar n-aveam cine stă acolo La un moment dat am mai cunoscut Vreo 2-3 că mi-au fost colegi de clasă Uh, da, uh, um, um, au venit și uh, familii muncitorești pentru că erau platformele muncitorești Dar într-adevăr, la mine în bloc uh, era scara 3 unde stătea Baciu și Țurii nu stăteai Ca... tot la 3? Uh, nu, stăteam la 2, la scara ah, okay. 2 uh, la... Pe scara 3 erau foarte multe cadre militare sau din poliție Erau într-adevăr mulți ofițeri și uh, la noi în bloc stătea uh, Alexandru Satmarie, ăsta, uh, maestru de vânătoare a lui Ceaușescu, care făcea filmele alea de vânătorești, uh, care se dădeau duminica la album duminical și care avea doi copii, un băiaș și o fată cu care, care era un gașca noastră. Și la scara 1 stătea șoferul lui Ceaușescu și puțin mai încolo, în hașuri, stătea bucătarul lui Ceaușescu. Samuile. Bucătarul de la Intercontinental, eu așa știam. Nu știam că fost Samuile. Da, a fost bucătarul. Era, a fost unul. unul oamenii mai schimbă joburile. Era, a fost la un moment dat în echipa de Da, de probabil Cerucescu și a aducea playboy-uri de afară. Ce am observat eu, că aici voiam să ajung, ce am observat eu când am, am făcut balta albă, este că uh, voi, da, generația voastră. Sunteți copii acelor oameni care s-au mutat în 60-70 în cartier. Uh, ulterior au mai crescut blocuri și a venit foarte multă uh, muncitorime care lucra la. Fabrici. Ta tai că -mi lucra de pildă la 23 august, la FAUR, la Poarta uh -huh. 4 se duceam fiecare zi cu 311. Exista pe atunci și 311 rapid care mergeau prea la dintre, dintre stații. Nu l-am aflat. Era, era. Acum aflu. Și. Uh, erau cu butoaiele de metan ah, deasupra. Hei, alea da, 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 da. Și uh, cumva, muzical, s-a simțit diferența asta, pentru că uh, voi, Artan, da, sau, mă rog, timpul noi de atunci, mm -hmm. și au mai fost alte proiecte, uh, ați. Uh, Ați explodat în 80 și ați ocupat și o bucată din 90. E, copiii anilor 80, voi hai să vă, vă trec în anii 70 da, copii în 80. Copiii anilor 80 au venit cu alta abordare mm -hmm. și asta s-a văzut în a doua parte a anilor 90, când am avut la familia, pă, marihuana. Dar da, cum să spun, este un, un. Nu pot să nu constat acest contrast care s-a întâmplat. Da, îmi place că în filmul tău este și această, cum să zic O perspectivă sociologică. Te-ai gândit la. ai făcut așa puțin studiu al oamenilor care, care era componența și. Păi, contextul e important. Uh, da, e, e, e un punct bun de pornire. Filmul e lejer, nu este... Uh, se vede, se vede ușor, dar... M-am îndepărtat uh, de fatalismul cinematografiei. Dar rămâne. este? E, da, e adevărat. E, e un... Poate fi o bună contribuție pentru o cercetare sociologică. Da, uite, și în, și în, și în documentarul fică mea care a fost suita titan... Vreau să vorbim și despre el, Care da. a fost... Uh, care a fost inițial gândit ca un film de crowdfunding pentru album, prietenul nostru Gabriel Grigore, Bița uh -huh. zice și el exact schema da că zice exact schema pe care ai zis-o tu: că uh, au fost primele blocuri, uh, după care printre ele au apărut alte blocuri. Și zice el acolo, îți citesc din memorie, că atunci s-a schimbat puțin schema, au apărut alte găști s-a schimbat s schimbat puțin abordarea așa el care era din ăștia mai vechi a simțit chestia asta că erau alți băieți, nu mai era oia care se obișnuise să el când era mic, cum ar fi. Vorbea lumea că voi ăștia din generația voastră aveți niște cântări pe Iore, vă strângeați pe Iore și mai trăgeați câte o cântare la chitară sau vă strângeați în jurul unui chitări două, nu-mi place pluralul chitarul răsc. Uh, de a folosesc schitări, greșit, greșit. greșit. intenționat, în fine Cred și, că aia, -aia, și știu că la, la un moment dat până în anii 80 început să apară și oameni de condiție mai vioasă care veneau pe scandal ia bag pe aia, ia cânt-o aia au fost am prins într-adevăr avea el un prieten foarte bun care, care mergea deseori și uh, ne strângeam în uh, jurul lui și uh, Dan Cosac. Da. Ne strângeam în jurul lui și ne cânta la chitară. Da, dar nu cânta foarte bine. Da. Bendovski a fost talentat. Cod era super tare, Codruț pe care... De la Terminal White. Exact, la Terminal asta vreau să spun. Uh -huh. Și... Uh, și da, Codruț era, uh, era încă de pe atunci un chitarist foarte bun. Și showman, cânta bine și cu se acompania, și cânta, cânta cu vocea, avea... Ne, no, uh, am, a asta, a Crazy Little Thing Called Love, a apărut discul ăla yeah. lui Queen, The Game, The Game. care a fost, uh, care a ajuns la noi cam în trei ani, deci mult mai rapid decât, <laughs> decât alte chestii. Adică la, la, noi, pentru generația noastră a fost o amestecătură, noi ascultam Led Zeppelin din 70 și nu știu cât și The Game care a apărut anul trecut sau acum doi sau trei ani, dar pentru noi, avem restul de informație, <laughs> A, toate seca. erau noi, știi? Îți dai eram, eram, atât de... Păi ardeam etapele. De, eram atât de, atât de încât... Să știi că Când un, noi credeam că a scos Led Zepp album în 80, știi Un, în pușt de 18 ani care a dat cu nasul în muzicile astea de gen Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, whatever, zona asta, mi-a pus într-o zi o întrebare foarte interesantă. Zice, băi, cum ați făcut voi în anii 90, imediat după Revoluție, că a trebuit să, să recuperați muzical vorbind, a ascultat, vreo două decade cel puțin, dacă nu chiar trei? Păi unele, na, de cam știam. Umblau pe casete, pe Benz, pe ce mai fost, că mi-a plăcut ceva și asta am sublineat și în film uh, foarte mult este prieteniile pe viață care s-au născut de la schimburi de viniluri, de, de, de casete și de, uh -huh. mă rog, pe ce mai înregistram noi muzică la vremea aia, pe benzile cred că se schimbau mai greu, dar era treaba asta foarte, foarte frumoasă uh -huh. a prietenilor pe viață uh, și mai știu despre Iore, de pildă, vreau să vorbim puțin și despre Iore, mă știu că erau statuile alea pe, erau niște în 68, când uh, și-a ținut ușesc cu discursul uh, în care am fierat uh, uh, intervenția Uniunii Sovietice în Praga, când am intrat cu tancurile, s-a simțit un soi de libertate în zona asta artistică, dezghețu, la noi. Da, a fost un dezghețu. soi de dezgheț, uh -huh. da. Ceea ce a adus uh, ca în zona artistică să avem de-a face cu tot soiul de fenomene inclusiv cu niște statui, am înțeles, eu nu le știu, nu am memoria lor și am căutat niște poze, nu prea am găsit, dar am înțeles că erau niște statui foarte interesante, niore, și există două voci că au dispărut de acolo pentru că a venit ori sectoristul, ori chiar ce cu personal și a zis să dispară astea de Îți spun legenda pe care o știu eu și îți spun o poveste pe care o știe și Florin. Cred că știe și el legenda, de fapt. Eu știu și eu schema asta că a venit Ceaușescu și a dat seama că dezghețul a mers prea departe, a văzut niște lucrări abstracte, a zis, ce s -aste, ce, 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 A dat așa din mână și... E, e posibil să fi fost o tabără de sculptură, ceva în genul ăsta. Deci oamenii au primit niște blocuri de piatră și au lucrat acolo. Ei, și au rămas acolo. Și pentru că erau mari și greu de transportat, l-au ascuns pe ceea ce se numește acum insula câinilor. Cunoaște. lângă, 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 uh, lângă dardelușul nostru Everest. Acolo e o, e o peninsulă așa, legată de mal cu un... E destul de generoasă cu O limbă aia, de pământ de mare, da. și acolo, uh, acolo e, e, și acolo un mic dal așa în formă de U și ăștia l-au trântit claie peste grămadă acolo unde nu le vedeai dacă nu știai de ele. Dacă nu intrai pe insulă, Dar erau răsturnate bănuiesc, sau da. Mm -hmm. Mm -hmm. Și uh, noi când eram la liceu și începam să descoperim arta modernă și așa mai departe, Florina a inițiat o, o revistă într-un exemplar care a, uh, unde ne exprimam noi artistic așa, prin uh, poeme și desene și lucruri din astea, și o circulam din mână în mână. Și la un moment dat a ajuns la noi această legendă și noi ca niște, uh, ca niște tineri rebeli am zis, hai să să, re, uh, să repunem în drepturi acele statui. ți uh -huh. Da, 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 ții Și, și ne-am dus mai mulți, știi, de vreo 20, ne-am chemat și prietenii, nu numai comitetul de redacții, care eram vreo 5, ci ne-am ne prins noi că ar trebui mai multă lume. Hai să dăm mâna cu mână, ca așa era. și schema era să le ridicăm măcar pe ăla, știi, să se vadă, nenesă. Să ne opunem loceaușesc cu veni. Deci asta era. Rezistența prin cultură. Da, 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 asta era scopul nostru inițial: să ne ducem acolo într-o dupăamia să se ridicăm ale. Și în același timp, îți spun asta, o să vezi de ce exista un plan de a se electrifica flaxul, de a se pune Pentru cine nu știe, flaxul este partea de iore dinspre sălăjan. Dinspre sălăjan aia care era mai sălbatic. Și atunci. care așa se numea așa se spunea atunci flax. și Și uh, Acum se numește cuza în fiind, între timp și de aia vreau să-l murim termin. Și tovară și puseseră, deocamdată erau la faza că puseseră stâlpii aia de beton, nu știu dacă trăseseră curentul, dar îi puseseră așa pe lângă lac și urma să vină peste câteva zile să-i uh, ridice, să le pună becuri pe ei, să-i uh, lege la curent, habar n -am. Noi ne-am dus acolo, am început să tragem de chestiile alea normal, că am mutat una 20 de centimetri mai încolo. sau Cam asta <laughs> cam a fost <laughs> rezultatul <laughs> eforturilor noastre. Ne-am enervat foarte tare și am luat-o în jurul insulei și ca să să facem totuși ceva împotriva regimului, am aruncat o stil aia în apă. <laughs> Pe asta nu știam. Mai era și un avion, am înțeles, care a luat foc la un moment dat. Două au fost. Două au fost, fost și au dat niște copii foc la niște hârtii înăuntru ceva. Uh, uh, a fost unul mai mic și unul mai mare. Cel mai mic a, a rezistat. Eram, cred că, în a 5 am fost cu Franța. Aha. Acolo uh, Și cu ăștia din clasa lui nu știam foarte bine Conete care era la cofetărie care... Da, acolo la cofetărie am fost într-o dimineață astăzi, Spre statuia lui Cuza unde... Așa. Așa. Deci el a fost uh, unul și al doilea a fost mai mare Era pus chiar pe Everest Pe, nu, pe platou, era lângă Everest tu. Pe platou, corect mm -hmm. Uh, Everestul din Titan Da, Everestul din Titan, sigur uh, Și uh, pe platou uh, Un loc unde putea să stea un uh, avion A stat acolo câteva zile Și la un moment dat uh, la mine de, de la mine de, de, de la fereastră se vedea Eu ave, stăteam într-un bloc de 10 etaje La etajul nou Undeva în, uh, cu vedere spre lac și am văzut când a luat foc. Și prima dată nu mi-a venit să cred. Uite, a luat foc ăsta. Pe urmă au fost niște explozii. Deci era destul de. Mai avea cherosen în el? Da, sau? probabil că da. Era de destul de spectaculos, dar și înfricoșător. Și pe urmă am aflat că au fost niște copii și nu se știa sigur dacă au murit sau nu, dar asta e pentru că era tentant, dacă erai mic îți plăcea să te joci pe acolo în pază nu era și în fine ce povești ai, pentru cine nu știe Mihai, ce povești ai tu în discul despre Titan care au uh, fost zone, zonele tale de interes uh, Eu o chestie în primul rând ce a fost interesant la, la generația noastră Florine, născut în 66, eu un 67. E un 75, ca să lămurim. Uh, foarte, foarte. Uh, uh, am fost foarte mulți, pentru că a fost uh, decretul acela de, de. creței, da? De sporirea demografiei și am fost foarte mulți, și pe. pe chestia asta, probabil că. Uh, Că -a, că a fost și mai interesantă viața, așa, în, mai colorată, da, pentru noi, pentru că erau mulți, cartierul, după cum am vorbit mai devreme, era divers, erau Știi uh, că mixul ăsta dintre dintre hai să zicem... Oameni de tot felul, da, exact. Lumea mai, mai fină și, și muncitorimea, da, uh, uh, a adus la mulți copii, cum spuneai, și... Noi n-am simțit diferențele astea sociale la vremea aia, nici n-aveam vreo treabă că ăla era mai sărac sau ăla era mai bun. Da, ele apăreau mai târziu așa, pe la 17-18 ani le conștientizezi. Da, 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 la la mine, la la mine în clasă, când eram în școală primară, băieții mai săraci, uite asta e o chestie pe care, la care m-am gândit de mai multe ori și, și mi se pare ciudat acum. Măi, bă, băieții mai săraci erau mai mici. Mai mici, direct, fizic. Mhm. Mm da, da, e posibil. Eu da. am memoria faptului că copiii mai săraci veneau iarna cu pantalonii de pijama pe sub, pe sub pantalonii de școală. A, da, și școală. chestia asta, da. Uh -huh. Am memoria asta. În rest, nu prea se vede. asta și spuneam că, că era mulți și pe chestia asta era multă veselie. Așa era, fiind un cartier cu, cu, cu mulți copii, aveai cu cine să te joci, aveai cu cine să te dai cu bicicletele pe iore. Era toată scena aia de baie în Iore, care, uh, care a dispărut între timp, dar atunci ne, ne duceam toți la baie la Iore, că asta pe era not, da? uh -huh. schema de făcut. De exemplu, uh, pe la când dădea soarele, când dădea colțul ierbii, spuneam niște pariuri cu cine se bagă primul în apă. Și, și povestea din film, da. Și eram foarte... Eram foarte uh, Eram foarte fericit să, mă, să fiu printre primii și să știg apariile astea și e bun. -am cu pneumonie. Da, da, da. Și pe urmă venea Gani. doctorul nostru de, de familie și spunea că dacă mai faci chestia asta o să mori. <laughs> din din, din asta bun. Și, uh, și da, pe discul asta cu Titanu sunt... Uh, e, e vorba și de jocuri, e vorba și de... Uh, de serialele la care ne uităm, ne uitam. E, a fost vorba și de a, vizita lui Nixon, care pentru mine a fost un moment destul de important, da. așa. Nu? E, era un cartier da. vitrină, și uh, trecea și aușescu pe acolo, când era o delegație străină. Cred un, că mai adus și pe alții. Da, da. Și uh, trecea pe acolo, pe, pe, pe bulevardele alea, pe Sălăjean, de exemplu, și lumea ieșea la balcoane sau uh, erau organizate cordoane și erau momente de sărbătoare. Cred că unul din marile avantaje ale acestui cartier, spre diferență de altele din București, este că, spre exemplu, dacă ei militari, militariul practic este construit de-a lungul unui bulevard cu blocuri pe stânga și pe dreapta. Sunt da. multe în situația asta. Noi, odată, am avut marele noroc al Ioreului plus blocurile, așezarea blocurilor la vremea aia, ok, să spune dormitor comunist, am înțeles, dar era foarte bine făcut din punctul da. de vedere. Am aflat blocurile să dau acum... la distanța corectă cât să nu te uiți în chiloția da, da. și să respiri nu, să, și e, să... E făcut, e făcut voiai să zici de, de, am de aflat... Ioana Tudora care am a făcut... Am aflat că se chema urbanism Mai liber... Mai în un, un pic. Da. Am da. aflat că se chema urbanism liber schema asta și era o... o... O, 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 treabă care urma unei anumite uh, a urmat după o conferință despre dimensiunea spațiului necesar omului sau așa mai departe, nu știu, s-ar putea să vorbesc prostii și arhitecții să râdă de mine. Nu, este e, e un uh, articol. Se, se, întâmplase la Atena cu, și, și era o super modă în Europa cu, cu genul ăsta de urbanism liber și, și ăștia într-o primă fază arhitecții români au fost lăsați să facă cam cum voiau ei, să, să așeze blocurile și ei au făcut după chestia asta foarte umană. Vorba ta, că trebuie spațiu, că trebuie spații verzi, pentru ca să mai și da, răspiră omul. Asta a creat tot soiul de enclave unde noi practic ne-am trăit copilăria. Da, e un articol să spun cu ocazia asta, cam de acum jumătate de an. Mi se pare că e interviu, Ioana Tudora. Ioana Tudora, da, Harib. Căutați pe internet, nu mai știu unde l-a dat. Nu e o chestie de specialitate de arhitectură sau de urbanism. În, or, în orice caz, ea spune un lucru frapant pentru opinia publică de astăzi. Și anume că a existat o perioadă în timpul comunismului în care arhitecții uh, au uh, făcut treabă mai bună decât uh, fac în uh, capitalism în ultimii ani unde este un amestec și, și cam bat joc de oraș. Deci cel puțin în perioada în care s-a uh, sistematizat titanul a fost. Uh, 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 au avut niște principii. Uh, uh, hai să le zicem ecologice, de, de, de locuire, de viețuire armonioasă. Mai știu o poveste care, dacă este corectă, mi se pare un vârf tehnologic la acea vreme, și anume că, ok, Ioreu este lac natural, are niște izvoare subterane uh -huh. și parte din ele au fost mutate în anii 60 de către ingineri către termocentrala care, ce uh, sud, Uhum. care alimentează și uh, cu căldură zic, și, și berceniu și toată balta albă. Ceea o ce balta mi se pare ala mi, ala mi ala se ala. pare un proiect destul de avantgardist pentru vremea. E posibil, da. Uhum. Trebuie cercetat. Eu da, știam, eu. în schimb, am, am citit chestia asta, apropo de chestii tehnologice interesante, că. Uh, Că s-a făcut o treabă foarte tare cu stația de metrou Titan. Vă știți cu stația de metrou Titan? Cu <truță> Da. pământul înghețat, da, da, pentru că nu are, nu are, nu are stâlp de rezistență. Așa da. Și-au pus arca aia deasupra, dar știu, era o tehnologie care era nouă la acea vreme. Și-au înghețat pământul ca să exact. nu le cadă în cap. da, da, da. Da, da foarte... Și am înțeles că stația de metrou Titan are o particularitate față de restul stațiilor, are, are o acustică foarte bună. O fi, nu știu. Și că a ieșit la întâmplător, dar mulți mi-au zis, băi, este o acustică acolo, dacă te duci și cânți incredibil. Nu, ia uite, e de... O acustică beton. <laughs> <laughs> da, nu știu, e de... Da. E de văzut, e de auzit. Da. Băi, și mai am amintirile astea ale anilor 80, că de asta te întrebam ce, ce ai extras în, în discul despre Titani. Am, am, barbutul pe care îl jucau niște băieți în cutiile de chibirituri să nu-i prindă miliția, țevile cu cornete, biciul iarna, băieții care ieșeau cu biciul, da. mai erau țevile alea de, de deam cu carbit. Da, 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 puteam să ne zburăm ochii și da, degetele. Am regăsit țava cu carbid Într-un context mult mai practic, la niște ciobani din apuseni. La un moment dat dormeam la o stână, eram în excursie, dormeam la o stână, și la un moment dat am auzit un zgomot mare și niște explozii. Și venise ursul la vaci. Și ăștia îl gonau cu carbid. <laughs> Cât de tare! Da. Și mi-am adus aminte de copilărie. Uite că chestia asta chiar poate folosi. Da, la... pentru că eram, erau multe șantiere în preajmă și se găsea carbid, se găsea, nu știu, var, țevile da, de cornete. de erau izolație pentru firele electrice. Știu, știu, știu. De, știu, știu, de, de la Dar aș vrea să spun un lucru, pentru că noi tindem să omitem chestia asta, pentru mi se pare firesc, și eu spun asta pentru ascultători. Toate aceste muzici, toate aceste piese muzicale sunt instrumentale. Deci asta e minunat, pentru că Suita Titan este un album de jazz în afară de cânte cu un titan unde e, e, e cu text, cu voce, restul sunt instrumentale și toate Știu, sunt... îl întrebăm de mindset. Să da, 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 nu vorbesc pentru tine, Silvio, da, am înțeles, da, da. vorbesc pentru uh, prietenii noștri și de da, asta da. e uh, ceva unic la noi. Adică destul de rar în România să se facă o muzică o muzică instrumentală programatică care să te uh, ducă cu gândul, poate chiar fără să citești legenda, fără să citești uh, să ai o explicație scrisă te duce cu gândul la un univers uh, din viața reală. Da, în schimb la, la Zeuții, unde am ales am ales dintre poemele lui uh, lui Florin, în general din cartea Dodi, dar și unul separat de cum a ne uh -huh. cum a spus el, uh, pentru că am vrut să fie o parte dintr-o trilogie care a început cu suita Titan și se va, se va continua, nu știu, foarte sigur cu ce, și am ales... Uh, am ales dintre poeme pe acelea care aveau o legătură cu cartierul sau măcar cu ideea de cartier, nu neapărat cu uh, cartierul Titan în sine, dar, dar știam foarte bine, cum să spun, citind, citind uh, poezia atunci sau citind uh, poezia Zeuții eu știam exact unde se întâmplau lucrurile astea. Adică... <laughs> Dar îmi pare bine că... Da, de deci eu nu i-am spus nicio clipă, Mihai, fă după textele astea. Dar m-am bucurat atât de mult că a ales uh, m, uh, cartea mea de versuri ca sursă de inspirație. A fost uh, uh, adică nu mă, uh, am ajuns chiar așa să-mi spun că nu mă interesează dacă place sau nu alt, uh, altora că am receptorul meu ideal care este e mai Mihai uh, Am aici o piesă de 9 minute și 23 asta de secunde. E, asta e. i drumul să meargă. Îi dăm drumul, da? Da, da, da. da, da. Și 3 și 2 și 1. și azi. Stăteam, a peste pervaz, la tine în balcon, la etajul 10. Ne scâiam la lumea care trece. Oamenii păreau soldăței de plastic. Eu cheam între crăcane cu elastic, ținteam cu pietricele, dopuri, bile și alte felurite proiectile, gen sâmburi de cireșe, boabe uscate de măceșe, o gumelă amestecată care se întărise câteva fise de 5 și de 15 bani, un mentosan un vârf de titirez, câțiva boboci de trandafir japonez, planta pe care o îngrija cu disperare mama ta, le picura apă sfințită în ghiveci și ne zicea că înflorește odată la mai multe zeci de ani, dar merită așteptarea într atât e de frumoasă floare, cică, și în acel an o vedea în sfârșit îmbobocită. O jumătate de nasture. Sor de plasture Un pion rătăcit de la piticot Un ciote de creion ascuțit la ambele capete Din care vina tot dădea să scapete Și mai pot să știi câte altele ne-am pus în prăști. Ideea era să pohnim în creștet pe oricine pășește prin dreptul blocului. De, fiecare cu norocul lui. Iar noi ne întreceam care face victime număr mai mare. Dar ghinion. De la un timp abia apărea cât un pieton. Și atunci cășunam pe el la o altă, Poc dintr-o praștie, zvan dintr-o alta. Chiar dacă îl ratam, îl vedeam cum tresare când îi pleznea asfaltul la picioare. Care mergea cu un cățel în lesă, îl făceam să se zmucească de să îl dea jos. Și câte un v să se auzea peste țipete în jurături proteste. Nu cred că am lovit pe cineva din prim. Mai puțin poate o cu coc și un popă bondoc. Toți fără excepție aveau un prim moment de wow. Are scotat din rolul monoton de pietonoare care robot ne tot cu privirea în trotuare Ca să-și îndrepte apoi În secunda doi Sau, hei, unii chiar mai pe la trei Ochii în sus cu un aer de pământ al nesupus care-i înfruntă pe zi căci asta eram noi pentru ei, ne închipuiam din ce citisem de atâtea ori în cartea cu legende. Așa zeuți ca noi nu s-a lăsat surprinși de ochiada ori și cărori. Nu orice nene sau adam care rânește timp prima că am poate să agite nu spre înalt. Așa că noi, după fiecare asalt, țuși ne ghemuiam sub sufocându-ne de emoție și has ca niște veritabili zeuți, rămâneam nevăzuți muritorilor. După ce proiectam asupra lor o lume a musunachilor de gablonți, care plecau glonți, fiecare la timpul lui, spre poalele Olimpului, meniți fiecare să producă stupoare. Am uitat să trec pe listă și un bec ars de bicicletă. Un bot secretă și o bilă de sticlă care avea în ea. O paietă albastră. Asta era favorita noastră. Făcuse parte dintr-un joc. Nouă atunci ne păreau un ochi, vădind universuri înnecate în ape. Priveam înăuntru ei de aproape până ne luame țeala, Dar am trimis-o și pe ea la grămada cu muniții de împușcat în piții. Eu unul ziceam că putem să ținem bila cap în un totem. Tu ți-o închipuiei nimerind ținta precum un glonte de arcint. M-ai înduplecat cu greu, însă și eu greu te-am descurajat, mai știi? să tragi în oameni cu baterii. Tu te gândeai că am putea să omorâm nevinovați pe caldarâm. Râdeai când mă puneam să-ți explic ce riscuri mari ascunde un chichirez așa mic precum capsula de autosifon. Erau cu tine întregi la tine pe balcon. Mă tachinai sau chiar era în stare de genocid cu premeditare. Te socoteam un arierat și un inconștient. Și cu toate astea, în prezent, pot spune în sfârșit că știu. Dintre noi doi, tu erai încă viu. Eu, unul, începusem să coclesc. Să mă transform în robot omenesc. Să se tot mai mult cu un din ăla de adult. Dintre noi doi, numai tu-ți meritai tipul de zeuți. Eram și eu puțin, dar cum să spune, în contagiune. day

Fără să mă gândesc am ridicat privirea spre balconul de altă dat. Mi s-a părut că întrezăresc două freze în framăt puștenesc dincolo de pervazul său. Știam că nu e cazul să îmi fabric eu mie așa o fantaxie. Tu, frate al meu de pubertate, doar tu îmi poți spune dacă de acolo, din altă dimensiune, mi tras un glonte de argint eteric Sau e doar înclinarea mea spre ezoteric? N-aveam pe atunci răspunsul și, sincer să fiu, nici nu voiam să-l știu Agonizam Pe macadam Trăia extaze pervaze de ani și decenii Peste amintiri și vedenii Sfârșirea proiectilului care lină și doare Toate aceste gânduri căscă unde m-au ținut cam două secunde. Sau, hei, să zicem trei. Când s-o iau din loc, să mă desprind de fostul nostru bloc, în curte, printre tufele de înalbă, văd două flori de o paloare mult mai albă decât a celorlalte, roz și frez. Mai mult ca sigur un trandafir japonez. Asta a fost. Da, progresiv. Progresiv, progresiv. <laughs> Gentle giant. <laughs> nu știu, o chestie Iar de asta. dacă Iar dacă și Dumitrescu, proiectul Zeuții din, din Titan, nu, din Titan am adăugat eu. Când iese proiectul la lumină? Eu sunt acum în plină campanie de strângere de fonduri pe platforma sprijină.ro O să punem link și în YouTube-ul nostru. Mulțumesc mult. Uh -huh și dacă totul merge bine o să iasă în, pe la sfârșitul lui ianuarie. Acum o chestie pe care n-am spus -o, apropo de, de piesa asta pe care tocmai am ascultat-o, este cea mai lungă de pe disc. E prima dată când e prima dată când apare pe un disc fica mea, Medicine Madison, așa, ăsta e pseudonimul ei. E prima dată când apare cu vioara, dacă ați auzit acolo o dacă ați remarcat, este, este, ea care studiază de 5 ani vioara și am și fiind un disc înregistrat uh, acasă și în condițiile astea în anii ăștia ciudați, am zis, uh, uite, hai să, hai să lucrez cu, cu, cineva cu care mă înțeleg foarte bine și o să... Uh, precis o să iasă bine și iată că a cântat exact cum am cum mi-aș fi dorit și sunt foarte mândru de ea pe tema asta că, că a făcut că a înregistrat și că s-a cum să spun, ridicat la înălțimea așteptărilor, ca să zic așa ea se ocupă în, în general de, de, schema mea vizuală de cam de când era în școală primară, vorbesc serios, deci copers de discuri și tot felul de afișe și alte chestii din asta și a făcut, pe urmă a făcut foto-video și filmul de care povesteam cu Suita Titan l-a făcut tot ea și în general mă ajută foarte mult să am pe cineva în preajmă care să pot tot timpul să schimb idei și, și muzicale și în general despre artă și știu exact ce spui, pentru că și fimea s-a apucat de chitară și s-a apucat Aha. serios de chitară electrică bă, și am niște satisfacții foarte surprinzătoare în acel, din acest punct de vedere. <coughs> în fine. Da, eu aș un, vrea să adaug, lucru. să completez o informație ca să se uh, întregească uh, uh, ansamblul de... Contextul. Da, să, să, să întregim contextul discuției că Mihai are o casă de discuri specializată mai ales pe jazz. Five Records Five, five, five House Records house records. House, house records și când zicea de coperți coperte de disc se refera și nu numai ale lui ci și ale altor muzicieni. Da, care... dar la început, înainte să am casă de discuri, îmi făceam eu singur la știi? <laughs> ca, ca să zicem așa. Îmi făceam singuri, îmi fă, îmi, înregistram concerte și pe urmă cdr ul ăla cu concertul, deci, chiar dinainte, prezentat într-un anumit fel și într-o da, da, da. Corect, așa e. Îl, 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 îl vindeam la următorul concert, știi? Uh -huh, uh -huh. Nu era chiar muzica pe care o cântam atunci, dar lumea îl cumpăra că era aceeași schema într-un fel. Da. Și uh, foarte artizanal, foarte de casă. Și foarte... să făceau, și în general le făceam. Uh, le făceam cu fica mea, cu, cu stensilor din astea, pe care le tăiam, le desena ea și, și le tăiam pe urmă amândoi. Știi știți tehnica știu, asta, știu, cum știu. lucrează ăștia pe stradă? Am măzgălit și eu cu fimea niște ziduri prin cartier. Și cu vopsea de mașini. Mm -hmm. Sau spray. Spray, da, mm -hmm. din a, can uri din alea, de la magazinul mm -hmm. de piese auto și... Și deci erau un, un, produs semi de serie, că nu ieșau două la fel, dar se între ele, bun, și, și aveam o mașinuță din aia cu care puteam cumpăra CD-uri albe și aveam o mașinuță din aia cu care puteai să imprim ceva și pe CD, știi? Cei drept numai alb-negru și... Serografie, port. serigrafie... Nu știu ce mm. naibă, era o imprimantă de CD-uri. Mm -hmm. ok. Și... Uh, da, și chestiile alea, acum pentru că, pentru că nu s-au făcut mai mult de 30 de un fel, acum sunt mari rarități. Știi? <laughs> da, da, o să vândă peste 50 de ani. Se pot, făcut, se pot asculta uh, toate discurile astea și toate coperțile astea sunt pe, uh, sunt pe pagina mea de Bandcamp și se pot asculta, știi. Uh -huh. uh, voiam să te întreb dacă putem să punem în uh, linkul nostru de YouTube, în prezentare, și linkul cu filmul fiicei da, cu mare plăcere. Mi-ar plăcea da. cine este interesat de minunatul nostru cartier în care am crescut și am fost educați, nu i așa? Să, să vadă cât mai multe realități ale acestui loc minunat. Mai Florin, am această întrebare pentru tine. În calitate de antropolog. Eu am nostalgie, am această memorie afectivă a copilăriei și am nostalgia colindătorilor. Nu mică mi-a fost mirarea să mă plimb de sărbători prin cartierele nostru și să văd că s-au schimbat colindătorii. Mm -hmm. Acum umblă cu boxă după ei. Da, Mamă, da. Mi s-a părut așa, oi fi bătrân, nu zic nou, dar mi s-a părut un fake furăciune. Da, este uh, uh. noua tendință. E, e cam de, nu mai mult de trei ani se întâmplă lucrul ăsta. Uh, nu mai sunt colindători, există două feluri de colindători. Există copiii din cartier care încă mai merg la ei în bloc și îi cunoști și se sună, e ca la țară să zicem. Da, da, da. Dar există grupurile acestea venite de, din comunele de pe lângă București, unii vin chiar de foarte departe, dinspre Vrancea dincolo. Uh, Într-o vreme veneau uh, cu trompete, cu da, da, minte, da. Uh, pe cu urma, biciuri. Uh, cu bice, da. Uh, uh, pe urmă, bicele s-au înlocuit cu pognitori. Că deci e mă, mai... încurcă plurărul astea în limba română, mă, că este bice. Bice, bice da. da. asta e plurărul corect. Așa. Festivaluri, Bice, <laughs> nu știu cum. Da, mă rog în fine. Și pe urmă au ajuns la chestia și mai simplă și mai ușor de făcut, pentru că nu mai trebuie să înveți niște versuri să mai. A, ajun... A fost etapa cu Hrușca. Deci, la un moment dat s-au uniformizat toate cântecele astea de Crăciun, colindele și nu mai erau să zicem, steaua sau ce se mai cântă de moș Bună dimineața! Era lerul, da. Și pentru că s-a difuzat foarte mult, s-a răspândit foarte mult crușcă, toți au început să cânte colinde din Maramureș. Cu Lerul cu... În continuare am convingerea că există o cameră în unde vom sta unii dintre noi o mie de ani și vom asculta până vom vomita toate mărântaiele colindele lui Frușcă. Am această convingere. Deci, zău, ajunsesem să fac urticarie. Da, deci stilul ăsta... Deschide-u... <gri> și a creștire. Deci lucruri care nu se cântau în București, de exemplu, în zona noastră. Noi am crescut cu steaua, ne făceam stea. Da, și noi ne făceam stea, e, exact. Da. E, și Moșa, e, Moșajun. asta, asta erau de bază. Pe urmă mai era Dom Dom. Mai era Sorcova, Dom Dom. E, Sorcova puțin mai târziu, peste câteva zile. Pentru pe dar era Sorcova. Și pe urmă s-au uniformizat dintr-o dată, a intrat hrușcă, a nivelat totul și am, am făcut o comparație așa cu cum avem tot în cartierele bucureștene au apărut bisericile alea maramureșene. Cea din parc, zici tu. Mai, sunt, mai, mai e și la... Înspre Ozana mai e una. Deci mai, da, 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 da. Deci mm -hmm. sunt în diverse locuri care nu sunt de ale noastre de aici, din sud. Sunt maramureșene, dar asta e... Nu știu. E, corect e... ce spui, că toată lumea se plânge că s-a umplut Bucureștiul de moldoveni. E, uite, avem și Maramureșan. Da, stilul nu? e Maramureșan al unor chestii care sunt, hai să zicem așa, spirituale. Vorba lui Dan Teodorescu, lemnul și spațiile mici. Deci e o opțiune estetică. <laughs> și așa au fost și colindele, colindele pe genul hrușcă. Și am văzut de câțiva ani, am zis, hai să zicem că ar fi al treilea an acum chestia asta că nici măcar nu mai învață cântece, nici măcar nu mai dau cu biciu sau cu pognitorile că pognitorile sunt interzise pur și simplu care o boxă și este doar dau din volumul ăla mai tare sau mai încet. E foarte trist. Se pierde folclorul oameni buni. Auzi, Florin, dar tot tu tu, tu mai stai în cartier, copiii mai merg ăștia, copiii care nu, nu sunt neapărat da, pe business, da, mai da, merg da, din casă în casă, așa, da, din da, apartament da. în apartament. Mai merg, da, și știu că sunt uh, din vecini Aha. și fetița mea, uh, când avea 90 ani, a mers uh, cu, împreună cu o prietenă, tot așa, din cartier și uh, vecinii le cunoșteau și le primeau și... Uh, noi recunoaștem așa, uite, copii, ai e o familie cu copii mulți, sau mai sărăcuți și îi primim. Deci pește pește îi cunoaștem și ne bucurăm că vin. Dar vorbim de lucruri separate. Sunt cei care fac turul blocurilor, ăștia de care zice Silviu cântă pe stradă sau în curțile interioare, în parcări și uh, acolo dau mai tare sau mai încet și ăștia fac uh, cartiere întregi, nu doar uh, Titanul. I-am văzut uh, și uh, pe la timpuri noi, prima dată i-am văzut acolo, în Titan, am văzut. O altă particularitate a acestui minunat cartier al nostru, pe care nu am detectat, o poate că nu știu eu sau cu siguranță nu știu eu, în alte cartiere, este acest acel sat bulgăresc pe peste care a venit Bucureștiul care este în zona Ilioara și este uh, un, un sat unde erau Da, erau un, un da? sat bulgaresc uh, și bulgarii se sunt se închinau la Sfântul Apostol Pavel și satul ăsta am înțeles că există acolo pe la 1800 și ceva. Și practic București în anii 50 a venit peste el. Zona cu case și era singura biserică pe pe vreunul Ceaușescu, era singura biserică, aia era acolo. în spate la, la statuie, în partea În aia. spate la statuie, uh -huh. da, lângă școala da, de șoferi. Încă, încă există biserica aia, da? Uh -huh. e, sunt mulți oameni din cartier care au locuit acolo, au avut casa acolo, acum sunt bătrân, dar au, au apucat, au făcut școala în școala de acolo, din, din comună. Când te mai duceai la piață, mai ozei, vor, vor, pe vremea anilor uh, 80, vorbeau bulgărește la Tarabea. Eu încă aud, dar poate să fie din alte părți. Și eu așa am crezut că sunt de pe lângă București, dar bulgarii pe care îi găsesc eu la piață, acum sunt din Bălenii Sârbi, care e lângă Târgoviște. Deci... Uh, Bulgaria au ajuns și, și sunt o comunitate zdravă în, în comună asta. Foarte buni legumicultori, au sere, au solarii, au roșii, și acum cumper roșii de, de, de bălenii sârbi. Sunt peste tot, sunt și în ploiești, am găsit în piață. Eu sunt cu piețele, după cum știi, dar nu vreau să. Da, deci nu mai știu dacă s-a păstrat compact comunitatea din, din Ca să spun... Am uh, această memorie a faptului că mă duceam cu tăi că mi să iau lapte, mulgea cineva, aveau vaci și îmi luam lapte proaspăt când eram mic, iar când m-am făcut adolescent și uh, începusem să am calitatea de rocker, întotdeauna uh, era un conflict între noi cei câțiva rocker și niște băieți din uh, satul bulgăresc, care ei veneau să ne bată pe noi, că eram frix. În Aha. fine. Eu țin minte că uh, au existat în copilăria mea, mi-aduc aminte destul de bine, că au existat oameni care pășteau vacile și oile pe flax. Mm -hmm. Știu asta. Era, mai... era o micuță mm -hmm. stână acolo pe, înspre unde e acum Park Lake acolo a fost mult timp un timp. Te mai cu... microfonul un pic. A fost de mult, așa. mult timp, au fost niște oameni cu niște cu o mică turmă de oi și de multe ori pe uh... descendenții lui Bucur. Pe, pe, <laughs> pe, pe Flax, când mergeam la plimbare sau la baie sau nu știu ce era, uh... era cât o, cât o cu două, trei vaci acolo la păscut. Tu ți minte, Florin? Da, am apucat și, chema eu. asta și am la un, un moment dat, și vaci. Și la un moment dat, acolo a fost prima dată când am văzut în viața mea, eram cu bicicleta. Și și atunci am văzut prima dată, prima dată în viața mea bivoliță. Mm, asta și, e mai rar, da. Și bivoliței nu i-a plăcut de mine și a luat-o da. luat după mine, bivolița, și am, am băgat atunci o viteză cu bicicleta ce nu credeam că o să prind eu viteza asta cu Pegasus. Și pentru că acolo era cel mai scurt, am luat-o spre Y1, spre fosta noastră școală, spre 195, spre Y1, da. unde schema asta de ieșit din parc era abruptă. Era destul de direct în sus, așa. Dar mergeam așa de repede încât am reușit, fără să mă dau jos pe bicicletă, să urc chestia aia. Și Bevolița s-a oprit jos că <laughs> nu -avea, avea chef să urce în orice caz, m-am speriat foarte rău. Dar când ar fi dispărut uh, animalele din uh, e... Nu știam că a fost o stână, cred că Există o poză, am văzut o poză din anii 80 a unui, a unui, a unui tip uh, uh, Andrei Bârsan, care, care face niște Nai, da, uh, un fotograf, Un fel de comparații uh, foto mm -hmm. între între cei erau în 85 da. și are... Acum ai o poză cu Park Lake și în 1980 era o poză cu o mare vacă în prim Andrei, plan da. și cu blocurile <laughs> de pe Andrei Bursan ori. are și expoziții, are și albume, sunt serii întregi cu calea moșilor înainte de modernizare și a făcut și la noi în cartier, e minunat. În orice caz, nu mai e voie cu uh, animale, în afară de uh, animale de companie, animalele astea productive de agricultură de fermă, nu mai e voie de câțiva ani. Nici măcar cu găini, cred. Nici cu, gă, uh, cu păsări nu mai e voie după gripa aviară sau, sau interzis, cel puțin în București, dar uh, nu știu, s-ar putea și în uh, alte orașe. Am văzut la zona asta mondenă că poți să mai ieși cu găina, mă. Da, trebuie să o, -o declar cu pet. Căina Trebuie să declar pet, să zici că are același statut ca un canar sau ca un peruș. <laughs> <laughs> că nu o crești pentru o. <laughs> da, e păcat pentru că avem e totuși un oraș întemeiat de un cioban sau cel puțin așa se spune, are un background de de conviețuire cu animalele foarte vechi orașul ăsta. Și cel puțin chestia cu cai și cu magari este tristă. În mari orașe turistice se merge cu caleașca în toată Europa sau sunt lăsați cărușași. Se poate rezolva ușor problema cu balega, pentru că de asta, de -asta a fost pretextul pentru care s-au interzis. Deci există sisteme de păga sub atac opfoar. asfaltul sau ce? <laughs> da, da, dacă fac mizerii. Dar de fapt era vorba de familiile acelea de nevoiași care strângeau gunoi, făceau fiare vechi, colecție, colectau, nu e bine zis, colecție, colectare de fiare vechi, de haine vechi și așa mai departe. Și uh, pentru că acum e o industrie a deșeurilor, o industrie a reciclerii, uh, mafia uh, i-au uh, eliminat cu acest pretext că uh, echipurile. Uh... Până în 1989, până în decembrie da. 1989, și uh, au dispărut imediat după, la Sălăjan, în fața celor trei magazine de mobilă, uh, pe uh -huh. stradă, erau întotdeauna acești bulgari de care spuneam cu căruțe care ei, dacă veneau cineva să-și cumpere mobilă, să oferau să ți o care cu căruța. Răuși, răuși, da. ușă uh -huh. da. Și a existat acest job, să-i spun, îl știu pe că acolo am copilărit, eram prieteni, care a, a, durat fix până în decembrie 89 când a venit Revoluția. Pormă nu i-a mai văzut. Au dispărut pur și simplu. Și au luat dubițe. Nu știu. Nu <laughs> cum vi se pare că a evoluat cartierul per total? Mie, de exemplu, îmi place cum arată Iorio acum. Mi se pare că așa ar fi trebuit să arate acum în anii ăștia. Uh, A, am srâmbat din nască să ia din asfalt, că au fost tot soiul de probleme, dar mi se pare că în momentul în care am văzut produsul finit iese de bun simț. Uh, mie nu-mi place că e muzică la difuzoare pe anumite alei și totuși, noi, noi suntem oameni cu muzica, suntem melomani, ok, dar uh, mergem în parc să ascultăm uh, păsărelele, nu mergem ca să ascultăm uh, muzică de lift sau de supermarket. Uh, asta asta nu-mi place. Uh, în rest, îmi place și mie, sunt mulțumit uh, de cum arată parcul. Uh, un lucru de care am devenit conștient uh, văzând filmul Baltă Albă de Silviu Munteanu, este că nu mai există activități culturale în cartier cum existau cândva în anii 90, să zicem. e un cinematograf acolo, făcut de primărie, am văzut. Pe una concerte, din insule. Nici măcar Yellow nu mai face concerte, clubul acela de pe Pătrășcana. Da, asta e din cauza de COVID. Ah, ok. Eu, eu am cântat, noi am cântat cu Cum la Yellow de vreo două ori. Da, am, uite, s-au da, tot da, făcut, două... dar e din cauza de COVID, nu se mai întâmplat. Să sperăm că o să își de... rea... Doamne, -mi Mie pământ. mi se pare așa, pentru că. Na, eu am o, am o micuță istorie de candidat la arhitectură, deci m-au interesat schemele astea. Mi se pare că, da, bun e mai curat și nu știu ce și bla bla bla, dar uh, îmi plăcea mult mai mult, uh, apropo, strict de IOR. De, Flaxul în anii 80 nu, e, nu era aproape nimic, abia se pusese să se puseseră borduri pe marul relacului, dar da, era nu, sălbatic, era o zonă dar, pirană. Dar apropo de Iore, mi se pare că toți, toți primarii de până acum au mers pe, pe o chestie de asta, nu știu ce, ce o fi în capul lor, așa, au un fel de de versai fictiv în, în, minte așa prost asimilat, știi? Adică au vrut să facă o chestie care să arate mai vechi decât decât stilul inițial modernist al parcului. Uh -huh. Sunt toate, toate statuile alea, toate esplanada aia, dacă o știi așa, unde vin niște scări și sunt din când în când esplanade. Iar reflectoarele Deși... alea sunt destul de futuriste. Chestiile, <ră> chestiile alea sunt, sunt uh, uh, imită ceva care nu mai există și destul de rău, știi? Au apărut statui noi. De ceva vreme. Ok, o să ne uităm, dar. Nu, A, asta uh, e, nu. nu eu satele. eram fan de schema simplă, cu dalele alea hexagonale, cu roșii, al. Erau roșii, galbene și verzi. Și albe. Și ca, 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 mm. ca, ca fază, apropo de urbanismul liber al anilor 60, deci acolo, în fața, în, în, în fața blocului B1 al Maicămii, unde acum sunt și, și acum e. S-a păstrat bucata aia de parc, așa. E cu, s-au pus la un moment niște fântâni să fac târguri acum mai nou. Deci bucata aia de parc era pavată cu dinare dale din astea hexagonale, după care venea bulevardul Liviu Rebranu, și lângă parcarea blocului meu, pe încă o limbă din asta se continuau dalele alea. Deci cumva era ca un fel de continuare a parcului. Da, era frumos. Detaliu interesant, știi? Cum, cum se continua parcul, de fapt, în fața blocului, prin uh, aceeași soluție de pavaj, sau cum să-i spunem. Da, mă gândesc că s-a plâns foarte multă lume de faptul că s-a asfaltat mult mai mult decât trebuia și că era la un moment dat o treabă cum că fiecărui cetățean uh, al capitalei, îi revine 1,6 metri de, pătrați de, de verdeață. Da și, și, puțin. Și, da, și unitatea asta trebuie să crească de la an la an, ca să ajungă undeva la vreo 13 metri pe cap de cetățean de verdeață. Iar cu toate astea am înțeles sectorul 3 stă relativ bine față de celelalte sectoare, dar suntem foarte departe de da, Pentru, de, că, pentru că, Europa, e, că e Dita mai parc acolo. Asta e... Ne? Față de, față de alte sectoare unde n-au așa ceva. Eu uh, uh, mi-aduc aminte că erau tot felul de animale care au dispărut. Erau șopârle, erau uh, gărgăuni, uh, acei uh, păianjeni foarte mari, burtoși, cu, cum le zice, că nu erau gândaci, erau nici, ca niște păianje, nu știu specia acelea. Gărgăuni, își da. cu zmoală. Da, da, ăia negri, da. Uh, Veverițe, nu mai zic... Uh. Deci era, era o faună Fluturii care dispar de la, de la an la an, bondarii. Cu cu păsăretul stăm mai bine, nu erau atâtea rațe. Cred că asta ni se trage și de la Delta Văcărești. Se poate, Prinși da. Și aici e, da, am văzut cormorani. Se... cormoran e în filmul mi-un cormoran, se bagă după da. pește. Cred că e același cormoran, nu <laughs> <laughs> Nu, păsările um, au și ele, nu e o fericire nici cu păsările pentru că li s-a zăpăcit uh, sistemul ăsta de uh, orientare Migrație. în timpul migrației. Și dacă ne trezim acum cu tot felul de păsări care vin uh, încoace, pe ansamblu, pe biodiversitatea globală totuși nu e în regulă ele probabil că trebuiau să meargă în Mediterana și au ajuns în București nu știu Eu da, e a pozat suspect cineva, a pozat cineva pe, pe lacul Morii nu știu ce pescăruș canadian <laughs> ornitoloși din ăștia există pe, pe Facebook grupul fauna României, conservare și educație, da, da, și eu unde sunt ești fie. și tu membru. Da. Și acolo sunt oameni, în afară de ăștia ca noi care stăm și căscăm gura, uite un animal, sunt oameni acolo care chiar știu și care când văd așa ceva, știu ce e. Și zic, ia uite, uite cum a venit asta, stai puțin. Mi-a că... da, mai da, explicat da. cineva o poveste, o poveste, o, o, o realitate a lacului Iore. Există acele broaște testoase de Florida, pe da. care le cumpăr de la magazin oh. și le cumpăr când sunt cât un ceas de mână și ele se fac mari și la un moment dat nu prea mai pot să le ții în casă. Și le-au le dat drumul în IORE. E, -ore. e, oh. e -oreu plin de acele broaște care s-au făcut mari, care iarna cumva hibernează, dar care sunt foarte feroce ele ah. de felul lor și mănâncă tot ce se poate mânca și uh, treaba este că ar fi Ioreu ar fi avut și niște broaște testoase românești mult mai discrete și care stau mai pe la fund și pe care astea le-au devorat. Uh, și asta da, ar fi întâmplat în ultimii ani. Cu, da. cu, cu, cu toate speciile astea e foarte greșit să dai, să dai drumul la animale din alte părți. Uh, ăștia, uh, De la pet shop. Ăștia care se ocupă cu treaba asta sunt foarte fermi în ceea ce privește speciile invazive din, din alte țări și așa mai departe. Apropo, broaște normale mai sunt? Tu stai acolo. N-am mai văzut, uite și broaștele Stai lipsesc. că nu trebuie să le vezi, Să Ah. auzeau a... A... a ajuns eu rău lac fără broaște. Deci... O să fiu mai atent. Da, deci o să fii atent că vara nu, deschideam geamul nu, și să auzeau auzea. Știi și tu că stătai spre da, lac, da, 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 cum să nu. da. O să fiu atent la vară. Da, da, da. <laughs> Broscuțele noastre care ne-au acompaniat tot timpul. Știi, cred, mie îmi place treaba asta cu referințele. În primul rând, am văzut-o foarte mult rock and roll și probabil și jazz american și, până am observat-o și la noi. Cred că prima referință a unui loc Într-un cântec bucureștean a fost Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseră? Ne vedem diseră în stație la Lizeanu. Uh -huh. Aveam acel prim loc, Lizeanu. Uh -huh. Al doilea pe care îl știu este Să mor într-o crâșmă în obor, cum îl cheamă? Gildo nu Nu Gildo Brica. Gica Petrescu. Gica Petrescu. Da, cred, că, cred că e mai... Uh... Cred că e mai veche, el doar a cântat-o. Da sau nu? nu Uite, așa aș vrea să mor într o mm -hmm. Aia este a doua pe care am auzit-o. A treia pe care am auzit-o a fost Sălăjeanu de la la familia. Stai puțin, au mai fost între timp. Care au mai fost? la preo la, po, preot, popa, la a, a nu, Stai asta? puțin, până la schema noastră, po. Ah, a fost piața Curios. romană numărul 9. Da. Deci mai, mai, sunt toponime din asta. Uh... Și noi avem la, la, preoteasa pe acest disc uh, compoziția Mihai Ordache, textul Florin Dumitrescu și am dedicat-o acelui loc uh, Casa Studenților, Casa de Cultură a Studenților Preoteasa și uh, povestește ambi, ambianța aceea de, de anii 80-90 când mergeau uh, studenții la uh, ei, mai luăm nu un e pahar. să stea, a uite ai reușit uite cine știe hai să vorbim un pic și de vinilul ăsta pe păi nu vorbim noi de viniluri doamne deci avem acolo țara te vrea proșt, prost sarmalele reci trebuie să mai adaug o chestie care, pe care am constatat-o de câte ori în viața mea m-am întâlnit cu Florin întotdeauna mi-a vorbit de salmarele reci și nu oricum ci cu o pasiune absolut uh, arzătoare da, și Iortache-ți uh, vorbește cu pasiunea Hai să -i un pic toare. De deci, a, asta. i Deci, ăsta este unul din acele albume care au apărut în 1996, înșel 95. 95, care a apărut pe CD. Da, a fost... Uh, al, al doilea din România. Al doilea cred. CD din România. Al doilea CD. primul a fost... Ceva ce nu, nu vrei să știi. Hai de spune că Mie <laughs> că... pot să spun. <laughs> la Silviu se poate spune. <laughs> se chema... Nu, că poate suntem prieteni cu unii de oameni aia și nu-i mai știm noi cine sunt. Da, Dar în fine, nu? pe atunci nu era nimic interesant, se, se chema uh, Banana Taste. A, oh, știu! A apăruse, <laughs> ră... ap apăruse prezervativul cu gust de banană și unei formații s-a părut foarte fani să-și pună numele ăsta. Știi de ce? Dacă Asta a fost. Cântau în engleză? Un fel de dance, ceva. Ok. Ceva de genul, da. Bun. Uh, mă interesează dacă avem povești din anii 90, cum s-a făcut discul asta și mă interesează și despre cum arată el acum pe vinil. Pentru că din ce mi a explicat uh, nu mai există înregistrările de atunci și practic s-a reînregistrat acum, nu? Mhm. Uh -huh. Da, s-a registrat uh, cu multă scrupulozitate și cu multă atenție ca să sune uh, muzical vorbind cât, cu... cât mai fidel uh, uh, cu partitura inițială, dar uh, discul uh, acela vechi, înregistrarea veche, avea câteva hibe și, și anume la preluarea sunetului și la mixaj, dar uh, uh, Mihai... Fiind muzician, poate să explice lucrurile astea mai bine. Și fiind saxofonist, un instrum, cântând la un instrument care se auzea pe înregistrarea veche, se auzea foarte, foarte rău. Da, erau. Da, nu, știu, nu, nu vreau să fiu foarte tehnic acum, dar în anii 90 se descoperise ceva numit compresie. Mhm. Mm care se, o folosim și acum, mai care se folosea, nu atunci era ceva nou, și interesant, <laughs> și care se folosea, uh, se folosea din, din răsputeri, ca să zic așa. Și uh, și de exemplu, da, pe țara te vrea plus, sunt momente în care saxofonul meu sună uh, ca, ca un. Uh, ca un sintetizator cu, din ăla prost, cu sunet de saxofon și care face te! <laughs> 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 și. Uh, și. Bun, acolo a fost o. Uh, uh, o, o, o mare. Uh, țin minte și acum, uh, inginer de sunet a fost Cristi Solomon, care între timp a devenit un super inginer de sunet, dar atunci era foarte la început. Era foarte, foarte la început și din câte mi-aduc aminte, era metalist. Voia zidul de chitări. Și a fost... și voia un sunet foarte... Um, foarte plin, foarte... Amplu. Um, amplu și... Și ți-ai găsit cu și, sarmalele. Și deci. noi voiam... noi voiam ceva ce s-ar chema acum, atunci nu se inventase termenul, noi voiam ceva care să fie mai low fi Sau cum cum se zice, My Garage, știi, știi? și uh, nici el nu știa să facă asta, nici noi nu știam să explicăm foarte bine ce vrem. Și at atunci, tot, tot discul a fost un fel de compromis, din punct de vedere audio, a fost un fel de compromis scrâșnit între pretențiile noastre de oameni care nu prea știam cum să explicăm și ideile lui Cristi care credea că suntem niște nebuni care nu vrem să sunăm bine. Deci, cam da, asta, asta. era uh, un canon de sunet dat de Iris. De Ordeanu, de, de, o, de Da, compast. Uh, da, da, era genul ăla. Adică butoanele erau fixate cum le fixa Ordean uh, și lăsate așa. Păi așa trebuie să... Dar ce, Nu nu există altceva. Io... Asta este... Ca este nomi. surprinzător ce spuneți voi, pentru că eu am CD-ul asta, l-am cumpărat atunci și în ceea ce mă privește s-a destul de bine, cel puțin comparativ cu tot ce apărea pe vinil la acea vreme de la Electrecord la capitolul Rock and Roll. Deci am, cred că am vinilul, comando, celelalte cuvinte, ce erau pe atunci? Măi, să fi vrut să fi făcut sunetul atât de prost și n cum. Tectonic Aaaa. și așa mai departe. A, da, nu, cred că electricordul înfunda vocile, avea o chestie. Dar de și instrumentele s-auzeau destul de sinistru în spate și chitara, mai mult un scârțit. Nu, dar uite, de exemplu... Adică fa față de asta care s-auzea în opinia mea bine atunci. De exemplu, față de uh, față de uh, albumul uh, primul LP, Timpuri Noi, uh, din 92, uh, LP-ul Timpuri Noi, cu cu, -și, cu da. copilul, da. Mm -hmm. față, de, față de albumul Timpuri Noi, care a fost uh, înregistrat deci cu trei ani înainte, ăsta uh, sună ca un țânțar, știi? Nu... Nu există comparații. Deci, mm -hmm. acolo s-a făcut o, o treabă mult mai. Uh, cum să spun, timpul noi, era o trupă cu experiență mult mai multă și asta s-a simțit. Nu știu exact, pentru că eu acolo am cântat numai puțin cu saxofonul, nu știu exact care au fost discuțiile, pentru că perioada era aceeași, metalul încă era la putere printre printre sunetiști, dar uh, nepoatele metalici. Este Meta, <laughs> E vesul nostru favorit. <laughs> dar, uh, dar, în orice caz, nu știu care a fost chestia, nu știu cum au, cum au făcut, dar ei au reușit un, un, sunet care în același timp e foarte plin, dar uh, are și sinceritatea aia pe care noi nu mai ne visam. După patru ani sau ceva, în 99 parcă, uh, tot cu Cristi Solomon am înregistrat uh, răpirea din Serai, și răpire, el între timp făcuse, uh, fusese în America, învățase, făcuse niște, uh, o, o școală de inginer de sunet super serioasă în America, din câte știu. Și răpirea din Serai, uh, ca album, ca sunet, uh, era din punctul meu de vedere era exact, a fost exact ce-mi doream atunci. Ca... Uh -huh. Deci totul a sunat exact cum am auzit, cum auzeam eu în capul meu că ar trebui să sune. Exact asta era și exact aceeași. mă rog, aproape aceiași oameni din punctul nostru de vedere și exact același tonetist. Am memoria unor concerte sarmale reci cu tine la saxofon, că aia mi-a sărit în, în ochi, mi-a sărit Iordache în ochi la saxofon, pentru că eu nu eram obișnuit la rock and roll cu saxofon. Mm -hmm. Și atunci era, era o Niche prezență here. by default. Well, da? stai puțin, că și am, pe am memoria unor... Barry era saxofon. Uh, și <laughs> un and the Stooges cu saxofon. Funhouse are saxofon. Little Richard. Până, uh, dar la ce ascultam eu, nu era cu saxofon. Era în zona foarte de metal și eu. Uh, atunci, uh, în fine. Uh. Și am memoria unor cântări de la Ion Creangă foarte reușită de la a, acea a fost vreme. Când apare vinilul, de unde poți să-l cumpere lumea? Cât costă? Apare pe 18 decembrie. Tu l-ai primit uh, uh, printr-un mare noroc cu bucată pe care am, să zicem, un fond foarte secret. Și bagă. Așa. Dar uh, uh, în mod oficial uh, vinilul uh, poate fi cumpărat începând cu data de 18 decembrie din următoarele locuri. Fie de la Clubul Quantic, unde va avea loc concertul de lansare, pe 18 decembrie la ora 18, fie din rețeaua Cărturești, tot atunci se lansează în aceeași zi, ar trebui la toate librăriile cărturești din țară, așadar îi încurajez și pe cei din provincie care se plâng că nu pot ajunge la concert să caute la Cărturești din cel mai apropiat oraș. La, barul, la clubul 3 Bețivi Trei Bețivi, asociația lor culturală, care a mai scos un vin. ei sunt producătorii noștri, Trei Bețivi, ei au mai scos și un vinil Uh, celelalte cuvinte, un disc uh, foarte bun al uh, celorlalte cuvinte, și anume Armageddon. Uh, deci, ăsta ar fi al doilea vinil al, uh, uh, în producția lor, precum și pe site-ul 3 uh, uh, face se pot face comenzi. Ce mai face Violeta? Uh, Violeta. Uh, uh, Mihai nu mai știe. Trăiește. Mihai nu știe, dar uh, avem uh, de câțiva ani. Vine o fată, Violeta Stroie, chiar așa o cheamă. Și arată exact ca în. Uh, uh, așa cum o uh, descriem noi. Numai are, că un are un menejot, forceas? Este genul. <laughs> ca... când da, am ascultat piesa, am da. avut în cap acea gen în formă da, de melc. Da, este de o evocare a cartierului, da. da e ghena aceea. Deci, m-am raportat corect. Da. Dica, aici a trecea da, Violeta da, da, și e, care puțin, voi, da. e puțin titan și în discul ăsta Așa e mm -hmm. da. Și apare, este fata asta Care vine de câțiva ani A crescut și ea Nu mai e, e o puștoaică e, Așa cum Ne-o închipuiam noi în anii 90 Are un e, Soț care o însoțește Tot timpul <laughs> Că așa e frumos să mai vină cu cineva La concert, nu de una singură și uh, probabil o să o cunoști și tu acum, pentru că pe 18 îl vom avea invitat pe Mihai Iordache. Deci, în afară de Zoltan. Uh, afară de Band. Uh, okay. Emil, uh, uh, cei din trupa veche uh, și uh, ajutoarele mai noi, forțele proaspete care sunt de câțiva ani uh, colaboratorii noștri stabili, uh, Ciprian Almășan la Chitară Bas și Bogdan Bereucă la Tobe. Uh, vom avea pe, pe scena de la Quantic Va apărea uh, Mihai Iordache Și ne va încânta cu saxofonul lui uh, Apropo de, de Violeta Uite că și pe uh, Și pe albumul ăsta nou al meu Este o piesă tot, tot o, o, o bossa care e Și ea cu, uh, cu versuri de, Cu versurile lui Florin se numește atunci când, dacă mm -hmm. ai tu chef la un moment dat, să o pui și pe, și pe, ea. Să spunem că Violeta este compoziția lui Mihai Ordache, iar acum altă Compoziția lui Mihai Ordache, atunci. Atunci. Atunci ne-am așezat la coadă Să dădea rația, măi! Să nu ne scape Vântul se vânzolează Padă Frigul ne adună Aproape Înțințam în colo Respirația-n în obraz Mi s-a bunit să de emoții. Simti nasure pe obrazul fierbinte, te-ai oprit din râs și mi-ai șoptit la ureche. E foame te mare, Tovarășe ce președinte. Bun, deci ca să o lămurim, avem cântare pe 18 decembrie la Cuantic, lansare sarmalele reci, vinil, uh -huh. concert, domnul Iordache invitat uh -huh. special. Uh, și mai avem uh, lansare zeuții în cazul fericit la sfârșitul Cândva lui ianuarie. La sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, dacă se strânge suma necesară pe platforma sprijină.ro slash cauze slash zeuții. Haideți să mai Punem mai prezentare. Okay. Hai să mai zicem ceva, ca să nu se înțeleagă că e milogeală. Cine contribuie cu suma respectivă primește... Albumul. Deci nu e doar nu, o... Nu, e, e o sumă, hai să o luăm așa, e o sumă, așa nume, CD-ul simplu care va fi însoțit de o carte cu uh, o cărțulie de 24 de pagini cu poemele lui și cu colaje uh, fotografice de Madison, Madison. Deci asta sunt o chestie împreună. Deci toată acțiunea asta costă 100 de lei. Dacă, dacă e cineva care vrea să dea mai puțin e bine venit și îi mulțumesc foarte mult asta obiectul în sine va fi 100 de lei după care vine obiectul cu autografe obiectul și cu un poster dacă are cineva o firmă bună asta e mai scump poate să-și pună logo-ul pe spatele discului mai sunt două locuri că din motive grafice nu intră mai mult de patru nu, mai, nu intră mai mult de patru sponsor pe spatele discului deci mai sunt două locuri din trei. Mm -hmm. Eu cred că asta... cum dacă vrea cineva prin martie sau când s-o mai, mai termina cu COVID-ul, când s-o putea, dacă vrea cineva... Bine. Dacă vrea cineva concert acasă cu mine și cu un pianist care să-i cântăm da, asta materialul e de pe zeuții. Asta, da, asta, asta ce... e... Uh, Asta e cea mai, cea mai scumpă schemă. În orice caz, la trei bețivi vor să facă lansarea când o fie, așa că... Da, deci când o să fie să... gata, probabil vom face lansarea la trei la bețivi, dacă s-au manifestat ei această, această deschidere și bun. Cred că asta este o prejudecată a noastră cu Milogeala, când e vorba de crowdfunding pentru, pentru proiecte artistice. Ah, nu, Ea funcționează oriunde, dar lumea aici știu că se raportează așa. Uh, 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 de asta am simțit nevoie. Eu precomandă, eu, mai eu clar. precomandă da, 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 da. Pentru că e posibil să, se, să existe percepția asta și de asta am uh, am insistat un pic. Am înțeles. Măi, în concluzie aș putea spune o chestie care pe mine mă face oarecum fericit. Și anume că, dacă e așa, geografic, geopolitic, noi ne-am născut și am trăit în acest cartier, la marginea Orientului, în București, în sud-estul Europei, o zonă care mult timp n-a fost deloc avantajată nicicum. Și cu toate astea, am reușit cumva, cel puțin eu așa mă raportez la mine, în anii 80, să am o copilărie fericită cu toate lipsurile de atunci. Și cred că nu suntem puțin cei din generațiile alea care ne-am dezvoltat destul de bine. Ce să zic, suntem niște nostalgici. Sunt o babă comunistă. Vorba romanului, film, piesă de teatru a lui Dan Lungu. Da, nu e puțin lucru. Putem să spunem lucrul ăsta și nu e puțin lucru că... Suntem vii. Da, da. Până la urmă, da. Zic că am depășit acel moment în care nu reușeam să privim înapoi decât cu mânie și cu uh, stresul acesta al uh, amintirilor neplăcute. Eu, încetul cu încetul ies la iveală și amintirile luminoase și petrecerile de apartament. Să știi că de când cu COVID-ul am observat la noi în cartier că ce-am fost martor, s-au reinventat petrecerile în bucătărie. He he he. Da, da, da. Good old times. Străguț, na. Domnul Florin Dumitrescu, domnul Florin, domnul Mihai Radke. <laughs> Andrei, Mi, se, mi Andrei. se spune Sergiu, Sergiu. Sergiu. Astăzi m-a sunat Bogdan Munteniță și mi-a zis Andrei, Andrei, la mișto, bineînțeles. Să zicem că fac lucrez și pentru truparit, pregătim un album cu ocazia asta, frații Munteniță și o să venim aici, ați promit ca să vorbim dacă mi -a, ne primești. Mi-au mi, -a, mi, -a, mi -au șoptit Ai. niște pasărele la urică să punești două cântare Sarmalele Reci în studioul alăturat. Oh! Da. People Astăzi. talking. Da, da, cred că, da, da. Mă foarte bucur că v-am văzut și vă foarte Bun. mulțumesc că ați venit. Mulțumim și, și eu mulțumesc. vă iubim. Mulțumim. Subscribe! Da, da, da. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast, nu futilități.